Salutare tuturor și bine ați venit sau revenit pe acest canal. Pentru astăzi am un clip altfel față de cele care v-am obișnuit pe acest canal, ca nu să vă arăt niciun produs, nu o să vă arăt niciun produs terminat sau cumpărat sau cărți sau alte cele care le fac eu de obicei. Astăzi o să vorbim despre 10 lucruri care nu ar trebui spuse unui om, să ținem cont de ele și să nu le facem, spunem anumitor persoane pentru a nu-i jigni sau pune într-o situație dificilă. Da, una dintre ele le-am trăit chiar pe propria mea piele, să zic așa, și sunt foarte, foarte deranjante, dar așa e firea omenească, nu se pot abține, practic. Nu știu, am zis să vă zic 10 din ele. Deci care mi se par mie așa mai deplasate și ei nu ar trebui spus. Așa că începem cu primul. Am notat de la 1 la 10, mi-am notat aici pe un carnețel, era să zic, dar e un caiet din acesta de la Jumbo. 1. Respectă diferitele nuanțe de opinie. Da. Trebuie să nu să ne spunem noi opinia noastră și aia să fie cea mai bună. Respectă-o. Chiar dacă nu ești de acord cu ea, cel puțin respectă-o, ascultă-l și nu trebuie neapărat să-l aprobi, dar nici să-l contrazici. Bine este să lași așa să facă ce consideră. Suntem diferiți, așa că să avem și opinii diferite. 2. Nu întrerupe niciodată oamenii care vorbesc. Da, acesta este un punct care mă enervează maxim. Ești cu un om, îi spui ceva și el vine, te întrerupe cu totul altceva față de acel subiect și e cel mai urât lucru, sincer. Din punctul meu de vedere, este cel mai urât lucru. Da, deci lasă omul să vorbească, dacă ai ceva de spus, când termină de spus, spui, dar nu te apuci să vorbești peste el. Horror, mi se pare lucrul acesta, nu știu. 3. Nu pune întrebări ciudate, de genul, oh, nu ești căsătorit. Încă. Da. M-am oprit că ăsta mă enervează. Deci, întrebarea asta mă enervează. Sau, nu ai copii? Asta mă enervează și mai tare. Sau, de ce nu cumperi o mașină? De ce nu cumperi o casă? Stai încă în chirie? Pentru numele lui Dumnezeu. Nu-i problema ta asta. Poți să stai, nu. De exemplu, pe dincolo stau în chirie până mor. Da. Și ce? Iau cu ei? Nu. Așa că de ce nu putem să fim și noi mai dezvoltați? În fine. Mai departe. Nu le comentez că cred că am spus tot cu ele. Mai departe, dacă tachinezi pe cineva și se pare că nu îi place, oprește-te și nu o mai face niciodată. Da. Sunt și punctul ăsta mi se potrivește. De asta l-am și pus. Sunt anumite persoane care văd că te enervează lucrul acela și încep să facă, să zică de 1100 de ori, numai să te enerveze. Satisfacție maximă când te văd enervat. Cred că cu toții avem în jur asemenea persoane și da, eu cel puțin încerc să le evit, să comunic cât mai puțin cu ele. Mai departe, e vorba despre greutate în acesta. Mi-am notat așa. Nu există aproape niciun motiv să comentez greutatea unei persoane. Doar spune, arăt super. Dacă vor să vorbească despre slăbitul, o vor face. Nu trebuie să-i întrebi tu. Păi, ți-i o cură sau ceva sau de ce te-ai făcut cu vaca? Da. Poate persoana respectivă ține un tratament, care tratamentul ăla e pe bază de hormon sau și automat, inevitabil, poate să nu mănânce nimic, poate să leșine. Tot se va îngrășa. Deci, sau pur și simplu, e bine, îi place așa în pielea ei, îi place să fie grasă, nu? Care e problema? Nu? Nu știm câtă greutate încearcă să slăbească, să... Iar dacă va dori să vorbească despre lucrul ăsta, bine, dar nu să întrebăm. Mai departe. 6. Când cineva îți arată o poză pe telefon, nu glisați în stânga sau dreapta. Nu știi niciodată ce urmează. Da. Sunt diferite persoane cărora le arăți o poză și ei încep.
Ce mai e pe acolo? Ce mai e pe acolo? Ce mai e pe acolo? Poza aceea ți-a arătat. Nu te interesează restul. Restul este strict problema lor, ce ai, ce conține telefonul. Nu trebuie să ne uităm. Da. Poate să conține ceva foarte intim și punem pe acea persoană într-o postură mai jenantă. Mai departe. Nu da niciodată... 7. Nu da niciodată sfatul până nu ți se cer. Da. Și cunoaștem destule persoane care se, și ele le știu pe toate și mereu găsesc cheile câte un sfat inutil de cele mai multe ori, care ți le adresează. Da. Așa că să încercăm să nu ne mai sfătuim decât atunci când ni se cere acest lucru. Mai departe. 8. Scoateți ochelarii de soare dacă vorbești cu cineva de pe stradă. Acesta este un semn de respect. De asemenea, contactul vizual este la fel de important ca și vorbirea. Da, știți, stau cu ochelarii de soare și te întrebi și ești la umbră. Da, și acesta este un lucru foarte supărător. Adică când vorbești cu o persoană, vrei să-l privești, să vezi și ce reacție are, ce și cum, știți cum se zice, ochii vorbesc. Așa că, da. Mai departe, 9. Nu suna pe cineva mai mult de 2 ori la rând. Dacă nu-ți răspunde la apel, presupune că are ceva important de făcut. Da, și acesta mi s-a întâmplat de 11.000 de ori. Măi, când vedeți că nu vă răspunde, înseamnă că are ceva foarte, foarte important și nu poate în acel moment, că nu vă evită de dragul de a vă evita. Dar sunt unele persoane care te sună de 10 ori, numai să le răspund, să le spui că ești pe budă, nu? Mai departe, ultimul 10. Asta e o chestie așa care... Nu mai știam ce să pun la punctul 10 și am pus-o pe aceasta. Recunosc. Laudă în public, critică în particular. Asta este... de bază. Deci asta cred că nu trebuie nici comentată. Știm cu toții că nu este bine să... Deși, nu mie personal, dar mi s-a întâmplat să asist la unele chestii de genul acesta, că genante și să zici, da, păi să fii în mijlocul lor, adică să fii tu cel criticat, cel... Cred că e horror. Da. Bine, dragilor, acesta a fost clipul meu. Sper că v-a plăcut. A fost așa mai... Dar, sincer, am simțit nevoia ca unele puncte să le zic de aici. Adică cele care le-am simțit pe pielea mea să le zic și într-un clip, să le discutăm cât de cât așa. Și sper că v-a plăcut și dacă da, un mare, mare like. Până data viitoare, vă pup și vă îmbrățișez cu drag. Pa, pa!